După ce a îndatorat România cu o datorie externă de miliarde de euro și a împins pe români în pragul sărăciei, Florin Câțu pleacă din fruntea guvernului. Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedinți, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare cu privire la acest aspect, spunând că după un an în care a pus pe primul loc congresul PNL și voturile lui Boc de la Antold, nu vaccinarea și sănătatea compatrioților săi, Câțu se pregătește să plece pe ușa din dos. Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedinți, cunoscut drept un om implicat în viața comunității din care face parte, a votat astăzi fără nicio reținere moțiunea de cenzură, care are ca scop salvarea României. Acesta a transmis chiar în cursul zilei de astăzi, pe pagina sa de socializare, un mesaj. Astăzi, mantia îl va lăsa în sfârșit pe cel mai fantastic premier din istoria post-decembristă a României. Parlamentul va aproba moțiunea de cenzură cu un vot a cărui concludență îmi doresc să ne scutească de prea multe comentarii. După un an în care a pus pe primul loc congresul PNL și voturile lui Boc de la Antold, nu vaccinarea și sănătatea compatrioților săi, Câțu se pregătește să plece pe ușa din dos, lăsând în urmă o țară în prag de colaps, cu facturi duble la gaz și energie, cu datoria publică ajunsă la 50% și perspectiva unei ierni care va arde la buzunare pe români. Florin Câțu a fost cel mai slab premier din perioada post-decembristă, lăsând România pe marginea prăpastiei.